Filiala Suceava Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști a organizat la Galeria Ionii Rimescu Suceava vernisajul expoziției Anuala, expoziție cu lucrări realizate de membrii ai filialei sucevene în anul 2018. Cu acest prilej a fost lansat și volumul Dulce Amar de Bucovina. Manifestare de tradiție în peisajul artelor plastice bucovinene, Anuala Artiștilor Plastici Suceveni s-a deschis publicului iubitor de frumos. Profesorul Nicolae Moroșan, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Suceava, a menționat chiar la debutul acțiunii că este bucuros că anul începe cu un eveniment cultural remarcabil. La expoziția de față avem lucrări de pictură, grafică și tapiserie. Sunt 25 de expozanți, fiecare cu maniera lui de lucru, fiecare cu experiența lui pentru anul trecut, fiecare cu gândurile lui și cu viziunea lui despre frumos. Este o expoziție destul de grea, cu lucrări care au dimensiuni diferite, de la dimensiuni foarte mici până la dimensiuni foarte mari, cu tehnici diferite, cu abordări din punct de vedere coloristic diferit, lucrări mai întunecate, mai deschise. Expoziția a fost prezentată de criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc de la Direcția Județeană pentru Cultură Suceava, care a creionat portretul fiecărui artist plastic care a expus la Galeria Ionii Rimescu din Suceava. Lucrările de artă, în general, trebuie observate, văzute, înțelese chiar și judecate, aș spune, printr-o concepție estetică complexă, luând în considerație convingerile artistice ale creatorilor. Cunoașterea artistică înseamnă un proces de descifrare a limbajului și de continuă descoperire prin efort și căutări proprii. Iar artiștii care expun cu această ocazie sunt reale exemple de talent și devotament față de artă. Artistul Iuliana Simionesei, aș spune eu că este stăpân pe modalitatea de definire a spațiului cu ajutorul culorii, stabilind distanțele juste pentru o proporție optimă cu ajutorul tonalităților diferite de culori. Aceasta exprimă profunzime, utilizând o eminentă gradare a nuanțelor ce patronează această metamorfoză și înrudește prețioasele valori de culoare sub iscusința mâinii sale. Cu acest prilej a fost lansat și volumul Dulce Amar de Bucovina. Cartea, care i-are ca autor pe Doina Cernica și Maria Toacă, este dedicată centenarului Marii Uniri. A fost editată sub auspiciile Centrului Cultural Bucovina, face parte din cărțile dedicate centenarului. Este o carte care de publicistică care reunește articole scrise de Maria Toacă de la Cernăuț și de mine. Deci nordul și sudul Bucovinei sunt împreună în această carte sub cerul generos al culturii, al faptului cultural. Momentul muzical al serii a fost oferit de Ana Creangă, elevă la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava, care a interpretat la chitară câteva piese din repertoriul muzicii clasice. Evenimentul a fost organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava.